Bună ziua, bine v-am găsit. Numele meu este Geo Popa, sunt directorul Centrului Internațional de Cultură și Arte George Apostol, care a avut, sperăm noi, buna intenție și buna justificare în a realiza o întâlnire culturală aici, la Chișinău, împreună și ajutat fiind de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Uniunea Scriitorilor de la Chișinău și Uniunea Artiștilor Plastic din Chișinău. Cărora vreau pe această cale să le și mulțumesc de la bun început, pentru că, sigur, între noi, poate nu, cuvântul mulțumire poate nu se găsește ca așa într-un rost prea profund, dar câteodată e bine să ne și spunem mulțumesc, pentru că eforturile care se fac pentru a aduce pe masa culturii nume importante din spațiul românesc și nu numai, nu este unul puțin, nu este unul care să nu aibă, sperăm noi, ecouri. De aceea eu doresc să vă mulțumesc tuturor că sunteți astăzi aici, la această întâlnire în ogradă, în ograda noastră mare, cu aceste frumoase cărți pe care vi le aducem de la Bacău și care, de fapt, sunt darul nostru pentru toți cei care iubesc tot ceea ce se întâmplă în spațiul cultural, cuvântul, cartea, poezia, literatura, pentru că, în fond și definitiv, aici ne regăsim cu toții în acest spațiu spiritual extraordinar care este limba română. Înainte de a-l ruga pe profesorul Adrian Jicu să ne spună câteva cuvinte despre carte, despre rostul cărții și despre rostul limbii române în această mare simfonie a culturilor, o să-mi permiteți să fac un gest pe care l-am mai făcut de altfel și pentru cei care au fost la Bacău în octombrie anul trecut, când Centrul de Cultură George Apostol a sărbătorit 25 de ani de la înființare. Să fac acest gest pentru cel care astăzi ne găzduiește. Domnului Arcadie Suceveanu, diploma aniversară a centrului nostru, diploma și medalie aniversară. Acum, pentru că unii dintre dumneavoastră n-au fost aseară sau la Bacău, trebuie să-i dau și citire, pentru că este vorba de o diplomă și medalie aniversară, 25 de ani de la înființarea Centrului Internațional de Cultură și Arte George Apostol, credință și statornicie în asumarea și creșterea moștenirii spirituale a lui George Apostol, în slujirea valorilor intelectuale, artistice și morale românești și europene. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule George Geo Popa, stimați colegi, stimați colegi și prieteni din Chișinău, vă salutăm aici la Chișinău, unde cred că vă simțiți bine. Asta am dorit-o, ne dorim și noi să vă simțiți bine și aici, în acest spațiu al Uniunii Scriitorilor. Este un spațiu impregnat și de istorie, dacă vreți, pentru că aici, acum 20 și câți de ani, jumătate, un sfert de secol, a început mișcarea de renaștere națională a românilor basarabeni. De aici, de la Uniunea Scriitorilor. Scriitorii au fost cei care s-au aflat în fruntea acestui proces. Deci este un moment semnificativ și punțele de legătură pe care le reușim să le construim noi, cu punțele de cultură, în primul rând, între centrele de cultură din dreapta Prutului cu cele din stânga Prutului, sunt extrem de necesare la ora actuală, când Uniunea Scriitorilor
alături de alte 20 și ceva de procente din întreaga populație a Basarabiei, pledează pentru reunificarea cu România. Să vedem, este un deziderat al nostru, un mare ideal al nostru, pe care sperăm că odată și odată vom vedea împlinit. Salutăm prezența dumneavoastră aici. Știm că la Bacău există mai multe reviste, există o mișcare literară, există o dicțiune a ideilor contemporane și se lucrează serios și profund la noua paradigmă a literaturii române. E o filială Bacău a Uniunii Scriitorilor, condusă de Calistrat Costin Sperl, care a rămas Calistrat în funcție. Există mari poeți, mari scriitori, mari oameni de cultură și iată că ceea ce ați adus dumneavoastră aici, există revista Vitraliu, există revista Ateneu și cărțile care le-ați adus, revistele care le-ați adus, demonstrează acest lucru. Noi suntem și noi aici mereu prinși în acțiuni de cultură, acțiune care încearcă să deschidă noi ferestre spre alte universuri de cultură. Zilele trecute s-a încheiat Festivalul Internațional de Poezie, Primăvara Europeană a Poeților, la care au participat scriitori din 8 țări europene și unul din Africa, de Sud. Deci, scriitori, traducători importanți, cum ar fi, să dau un singur exemplu, Padrón din Spania, un mare poet european, candidat de mai multă vreme la premiul Nobel, și care are drept scop acest festival, cunoașterea reciprocă și reanimarea instituției traducerii, astfel încât încercăm să penetrăm în alte literaturi, în alte spații de cultură, prin intermediul traducerilor literare. Deci ceea ce se petrece astăzi aici se înscrie în acest proces general. Vă mulțumim din suflet pentru această ofrandă care mi-ați adus-o. Sunt mai mulți scriitori, oameni de cultură, bibliotecari aici. Și vă ascultăm în continuare, vă așteptăm în continuare. Sper să ajungem și noi mai spre toamnă, nu știu, în septembrie, dacă nu s-a schimbat, se ținea, deci, revista Ateneu are colocvii de ei, să ajungem și pe acolo. Vă rog să transmiteți salutul nostru frățesc, călduros, colegilor de acolo, scriitorilor, oamenilor de cultură și să aveți ședere frumoasă aici, la Chișinău. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum să trecem la programul pe care l-am propus pentru astăzi. N-am dorit să vorbim numai noi, dorim să avem un dialog, să răspundem la întrebări, să ne răspundeți la întrebări, pentru că doar în acest proces de schimb de gânduri, de idei, putem construi acel pod spiritual, cultural despre care vorbeați. Trebuie să spun de la bun început că evenimentul de astăzi îl datorăm aproape în întregime unui om, unui scriitor, unui poet, pentru că este și poet, a unui dintre cei care a îndrăgit o mare cultură care vine dintr-o lume atât de îndepărtată, dar iată, care pare a fi atât de apropiată în idei, așa cum numai marea literatură o poate face. O datorăm, spuneam, unui om care, îndrăgind această mare cultură, cultura persană, aduce în spațiul cultural românesc
cărți pe care noi le considerăm importante, într-o limbă frumoasă. Pasiunea lui, despre care vă va vorbi, este una care ține de arta cuvântului, după părerea mea. Este vorba de profesorul dr. Gheorghe Iorga, care este aici lângă mine și căruia îi mulțumesc că a avut această idee de a mă împinge puțin din spate și a spune trebuie să facem și asta, pentru ca să putem cuprinde într-un spațiu cât mai larg de gând și de frumuseți, să descoperim noi și noi orizonturi prin intermediul acestor traduceri importante pentru noi, pentru cultura românească. Până ai dat cuvântul lui Gheorghe Iorgan, să rog pe profesorul Adrian Jicu să ne introducă puțin în spațiul acesta al literaturii și al rolului literaturii în omenire și poate, de ce nu, să facem o mică trecere spre ceea ce înseamnă traducerea din și în limba română a unor texte importante din literatura universală. Adrian. Să încep așa mai formal, dar ușor, ușor o să-mi treacă. Așa că, domnilor, înainte de toate sunt și suntem foarte bucuroși să fim aici în mijlocul dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc de la bun început că îmi convine de minune spațiul ăsta mai puțin convențional. Prefer genul ăsta de, inclusiv putem să spunem chiar dispunere așa concentrică. Nu mă dau neapărat în gând după prezidii, chestiuni de felul ăsta. Acum, pe domnul director s-ar putea să-l dezamăgesc un pic. Nu o să fiu atât de naiv încât să mă apuc să vorbesc eu despre rolul literaturii și să vă spun truisme, să vă spun banalități. Cu permisiunea dumneavoastră o să trec foarte rapid. Mă gândisem eu la mai multe chestiuni, dar important e să ajungem la traducerile pe care le-a realizat Gheorghe Iorga, să ajungem la literatura persană și la felul care este ea tălmăcită în limba română. Nici aici nu o să mă aventurez prea tare, pentru că am motivele mele, ca să zic așa. Știm foarte bine cu toții că nu sunt eu ăla în măsură să vorbească despre traduceri. Dumneavoastră aveți aici un specialist care se numește Vasile Stati, care ar putea să ne spună mai multe despre cum se traduce din limba română în limba moldovenească și invers. Așa că eu n-am să risc să fac chestiunea asta. Eu doar câteva considerații să le numim, pornind de la o afirmație de a lui Martin Heidegger din 1954, care spunea că omul se poartă ca și cum el ar fi făuritorul și dascălul limbii, când de fapt, zice Heidegger, ea rămâne stăpâna omului. Mie îmi sună asta tare eminescian. Heidegger o spune în 1954, dar Eminescu o spunea cu vreo 70 de ani înainte, că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră. Ei, eu aș pleca de la chestiunea asta când e vorba de traduceri și de traducători. Eu am stat și m-am întrebat, cine este de fapt stăpânul? Cine este stăpânul textului și cine este stăpânul limbii? Despre problema asta a traducerilor se poate discuta crește din foarte multe perspective. Lingviștii spun că traducerile sunt utile. E un punct de vedere. Logicienii spun că traducerile sunt imposibile. E alt punct de vedere. Scriitorii nu iau în seamă nici pe unii, nici pe alții și s-apucă de tradus. Ei, de fapt, nu traduc, ci, în definitiv, rescriu. Asta mi-amintește de o afirmație de-a lui Andrei Machin, cunoscutul scriitor stabilit în Franța, nu chiar francez. Bine, și asta e o discuție de apartenență, dar nu intrăm în ea, că nu, cu siguranță nu avem vreme pentru așa ceva. El făcea următoarea disociere foarte fină și foarte interesantă, pentru că se aplică și traducătorului despre care discutăm astăzi, Gheorghe Iorga. Machin spunea că traducătorul de proză este, de fapt, servul, este cumva supusul textului pe care îl traduce, pe când traducătorul de poezie este rivalul
autorului pe care îl traduce. Exact. Foarte, foarte fină disocierea asta și foarte valabilă în cazul cărților pe care le-a tradus Gheorghe Iorga. O să ajungem imediat să discutăm și despre asta. Tot legat de specificul traducerilor, de ceea ce presupune activitatea unui traducător, firește, știm cu toții că e inevitabil să nu facem trimitere la o metaforă biblică foarte cunoscută, la turnul Babel, de unde pornește toată discuția și unul dintre cei mai importanți teoreticieni are și o carte după Babel, e vorba de George Steiner, care discută problema asta foarte adânc și din perspectivă ontologică, din perspectivă lingvistic și nu o să intru în chestiunea asta că sunt destul de tehnice, destul de apăsătoare. Ideea e că se poate ajunge la un soi de truism în definitiv. Traducem pentru că limbile sunt amestecate. Din ce motive n-o să discutăm acum. Problema când e vorba de traducere, Steiner, că tot l-am pomenit, dă o definiție pe care aș vrea să vă amintesc. A traduce, zice el, înseamnă a trece dincolo. Deci nu e o chestie de redarea sensului și atât. Că așa am fi cu toții traducători, vorba aia. Cine știe o limbă străină nu este automat traducător. Deci zice Steiner că a traduce înseamnă a trece dincolo de deosebirile exterioare dintre două limbi, cu scopul de a vitaliza elementele lor analoge și, la nivelul profund, principiile comune de existență. Care va să zic că misia traducătorului nu e deloc atât de simplă cum poate părea, nu e doar o chestie de a găsi echivalentul, de a traduce, că așa există Google Translate. Spre exemplu, tehnologia încearcă să... nu o să ajungă niciodată, oricât de performante ar fi programele astea, să-l traducă pe Omar Khayyam. Spre exemplu, oricât de performant ar fi un sistem dezvoltat de nu știu ce companie, de nu știu ce specialiști, pentru că traducerea înseamnă, în opinia mea, mult mai mult decât simplul act de a lua dintr-o limbă și de a pune în altă limbă. Îmi vin în minte acum, apropo de chestiunea asta, de misia traducătorului, cuvintele lui Pierre Leir, care a tradus din Melville, un traducător francez care l-a tradus pe Melville, care zice așa că a traduce, de fapt, înseamnă să ai onestitatea de a-ți asuma o imperfecțiune aluzivă. Traducătorul trebuie să fie onest cu el însuși și să plece de la premisa că orice ar face și oricât s-ar strădui, este supus fatalmente, nu? Acestor imperfecțiuni, dar șansa lui este tocmai luciditatea de a le asuma și de a încerca să facă, de a le converti, de a scoate partea pozitivă, să zic, din chestiunea asta și de a rescrie textul ăsta. Și încă o chestiune teoretică și cu asta trecem la altceva. E cunoscutul dicton tradutore, traditore, pe care îl știm cu toții și care presupun că dă fiori oricărui traducător. Gheorghe Iorga a pus să ne spună probabil mai multe despre asta și despre impasul sau despre, știu eu, luptele pe care trebuie să le dea un traducător pus față în față cu textul pe care vrea să-l traducă. Mai e un amănunt pe care vi l-aș supune atenții aici. E vorba de un cunoscut eseu al lui Pierre Menard, care are un text fascinant care se numește Autorul lui Don Quixote. Menard, plecând de la ideea asta că, în definitiv, când traduci, trebuie să te identifici, să intri în pielea autorului pe care îl traduci, să devii el, de fapt. Adică Gheorghe Iorga să devină Omar Khayyam, să zicem, sau Taleb Hedayat, sau știu eu, autorii pe care i-a tradus, și aș fi făcut chestiunea asta, parafrazându-l pe Menard, eu pot să spun că Gheorghe Iorga este autorul lui Omar Khayyam, spre exemplu, în cazul culturii române, pentru că e probabil la momentul ăsta cel mai avizat traducător din persoană pe care îl avem. Acum, două chestiuni și despre ceea ce înseamnă traduceri în cultura română. O să trec foarte rapid, așa, diacronic, punct în câteva momente din ceea ce înseamnă evoluția traducerilor la noi. Încă din perioada medievală, de fapt, începuturile noastre stau sub semnul acest, nu știu dacă e chiar un mimetism, dar inevitabil eforturile de constituire a unei limbi române, a unei culturi române, încep prin traducerile textelor religioase, sunt acele etape în traducerea Bibliei până la 1688, sunt Palia de la Orăștie, să zicem, Cazania lui Varlaam, Psalmii lui Dosoftei, un moment foarte important, Nicolae Mănălescu știm cu toții
de aici pornește istoria critică a literaturii române de la psalmii lui Dosoftei, despre care spune că sunt primul moment de poezie românească adevărată, e după aceea, firește, Noul Testament de la Bălgrad, e Biblia de la București și așa mai departe. Deci, iată că începuturile noastre, începuturile culturii noastre stau sub semnul traducerilor, care, nimic nou sub soare, nu, au fost folosite dintotdeauna și în scop propagandistic, pentru că textele astea, traducerile astea, mai ales în Transilvania, erau de fapt o formă de răspândire a calvinismului, a luteranismului, de a atrage pe românii ortodoxi la știu eu, catolicism, la cultele astea protestante și neoprotestante, dar până la urmă tot rău a fost spre bine, asta a stimulat cultura noastră și mitropoliții moldoveni și cei munteni nu s-au lăsat mai prejos, știu eu, în răspuns la calvinism, contra catehismului calvinesc sau alte texte religioase românești tipărite tocmai ca o replică, tocmai ca o încercare de a contrabalansa aceste încercări, au stimulat așadar începuturile noastre. Iarăși un moment foarte important în evoluția acestei probleme a traducerilor este perioada pașoptistă și dezbaterile, să le numim, care au loc atunci, pornind, să zicem, de la Ion Heliade Rădulescu, nu, cel care ambiționa un proiect dintre ăsta urieșesc, așa, să traducă din toate limbile, să facă o bibliotecă universală, visa deschidere dintre astea pentru a da un imbold culturii române și, firește, reacția, că întotdeauna e cu dute vino și întotdeauna există și o reacție, e reacția Daciei Literare, reacția lui Cogălnicianu, nu? Care spunea că traducțiile nu fac o literatură pentru că omoară noi Duhul Național și toate celelalte. Deci iată că dezbaterea începe să prindă contur, iată că problema asta a traducerilor care erau foarte cultivate în anii, știu, 30-40, care de fapt marchează începuturile modernității noastre, totul se învârte în jurul acestei relații cu celălalt, cu ceilalți, cu literatura, mai ales franceză, dar și italiană, poate și germană. Cert este că asemenea traduceri au avut până la urmă un rol stimulator, chit că ele au fost combătute, chit că ele au fost, știu eu, dezavuate, dar mă gândesc doar la exemplul romanului românesc, la începuturile romanului românesc ca specie. În definitiv, Nicolae Iorga avea motivele lui să se întrebe la 1900 de ce nu avem roman și să scrie un asemenea articol, pentru că noi nu aveam o tradiție. Romanul la noi s-a impus în primul rând prin asemenea traduceri, nu neapărat de o mare valoare artistică, circulau romanele astea senzaționale, de capă și spadă, romanul sentimental, foarte multe traduceri din limba franceză. Ori, astea au avut și ele, au intrat și ele în metabolismul ăsta cultural și au stimulat literatura română. Ne place sau nu, generația asta pașoptistă, care vorba aia a făcut România modernă, care a avut o contribuție incontestabilă și a afirmat ideile, principiile, valorile, culmea franceză. Mă gândesc la Alecu Rousseau, nu? Cântarea României scrisă în franceză. Deci, naționalismul românesc, identitatea românească se afirmă cu instrumente lingvistice străine, să zicem. E și ăsta unul dintre paradoxurile culturii noastre. Sigur, nu o să trec chiar, nu-i vremea acum să discutăm despre, știu, momentul junimii, despre ce se întâmplă cu, la începutul secolului, cu sămănătorismul, despre sincronizarea lovineștiană și despre modernizare, despre faptul că, uite, traducerile, mă gândesc, după venirea comunismului, în intervalul ăla 47-60 mai ales, în cumplita perioadă stalinistă, proletcultist, sau cum îmi spune noi, pentru mulți traducerile au fost un refugiu, pentru mulți dintre scriitorii interziși, cenzurați, împinși cumva pe tușă, ca să zic mai puțin academii, mulți și-au găsit refugiu în traducere, a fost forma lor de a supraviețui și intelectual, și uman, și material, dacă vreți, că până la urmă și traducătorii ăștia, nu? Trebuie să trăiască din ceva, câtă vreme nu poți publica, câtă vreme n-ai drept de semnătură, câtă vreme... Așa, unii dintre ei s-au dus pe zona asta a traducerilor, a fost salvarea lor. Deci, traducerile au însemnat o oază, dacă vreți, pentru o oază de libertate pentru acești scriitori. Sigur că ele au fost și rămân importante și, să zicem, după anii 70, mai ales mă gândesc la editura Univers și la colecțiile sale care au însemnat și ele un fel de gură de oxigen pentru mediul ăsta cultural românesc și au permis, știu eu, legăturile scriitorilor de la noi cu ceea ce înseamnă, știu, cu ceea ce era la modă, cu structuralismul din Franța, cu diversele școli, orientări, grupări și așa mai departe. Acum, firește că avem traducători importanți, asta e dincolo de orice dubiu. M-am uitat în dicționarul la literaturii române până la 1900, coordonat de Institutul Filipide din Iași.
Sunt 326 de traducători inventariați acolo până la 1900. Nu știu dacă e o cifră mare sau mică, mi-e greu să mă pronunț, nu știu dacă sunt probleme să spun la modul ăsta statistic, dar iată că, pe un interval relativ scurt, eu zic că e o cifră care spune ceva despre ce au însemnat traducerile la noi. Acum, ca să ne apropiem de tema noastră de astăzi, domnul academician Valeriu Matei a anticipat-o cumva ieri la teatru. Apropo de traducători și de George Coșbuc, la el vreau să mă refer. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui chiar anul acesta. El este unul dintre traducătorii noștri care s-au oprit asupra spațiului oriental. Este unul dintre puținii care au tradus direct din, știu, sanscrită, din, știu, Sakuntala, Ramayana și celelalte traduceri pe care le-a făcut el. Deschide de fapt o listă de scurtă, ca să zic așa, fiindcă în cultura română sunt foarte puțini traducătorii din aceste limbi, hai să le zicem, exotice, deși ele nu sunt neapărat exotice, cât sunt foarte dificile și mai puțin obișnuite pentru ceea ce înseamnă spațiul intelectual românesc. Acum, ca să trecem spre Umar Hayam, spre Saadet Hedayat, majoritatea traducerilor s-au făcut prin intermediari. Englez, francez, știți cum e, se pierde când traduci din original, dar îmi minte să mai mergi pe încă o filieră sau chiar două. Ăsta e motivul pentru care Gheorga, pe care îl avem aici, este un soi de rar avis, așa. Aripile sunt crescute pe dinăuntru, cum zice Nichita Stănescu, pentru că Gheo Pop a zis foarte bine, Gheorga este mai poet decât crede, este mai poet decât își dă seama. Ăsta e sentimentul pe care l-am avut la lectura cărților, dar probabil că o să mai discutăm mai târziu. Opresc această primă intervenție aici, că nu asta e important, ci e important că, iată, avem prin aceste cărți și prin activitatea lui Gheorghe Iorga, cum foarte frumos a zis domnul Suceveanu, avem o nouă poartă deschisă, avem o nouă poartă deschisă către o cultură, către o mentalitate fascinantă, către mentalitatea asta, către lumea asta persan sau iraniană, cum îi spunem noi astăzi, o lume destul de, așa, peste care e un, ca să folosesc imaginea vălului, pentru că e din paradigma acestei lumi, la care avem foarte greu, foarte rar accesul. E, prin aceste cărți avem, iată, o fereastră, avem, iată, o poartă, de fapt, mai multe porți deschise către această cultură. Mulțumesc, Adrian. De fapt, ce facem noi aici este o prelungire a unui proiect, program, spuneți cum vreți, numit Spectacolul Cărții, Spectacolul Lumii. Sub această denumire generică se adună de fiecare dată o carte, un nume, un autor la Centrul de Cultură George Apostol. De aceea, mi se pare important că, dincolo de ceea ce s-a întâmplat aseară, spectacolul care nu este un spectacol de teatru, este un spectacol compozit, un spectacol în care noi am așezat și muzica persană și rostirea poeziei lui Omar Khayyam și mișcarea să aducă, de fapt, în spațiul acesta al trăirilor comune, pentru că asta face teatru, de fapt, sentimentul că o parte din acea lume este aici și că noi suntem cei care mergem spre acea lume, acea lume vine spre noi și pe drumul acesta ne întâlnim și vedem ce suntem. Suntem mai puțin, suntem mai mult. Tocmai de aceea am să rog pe Gheorghe Iorga acum să ne pună câte ceva despre experiența lui, despre frumoasa lui experiență, despre întâlnirile lui cu această mare cultură persană. Gogoan, să te rog să-ți fixezi într-un spațiu cât posibil, așa că să putem să și discuta, să ne putem pune întrebări și să putem să răspundem la ele și unii și alții. La câteva lucruri aș vrea să vă spun. Amintea Adrian Jicu afirmația lui Mihail Coganeceanu, încă traducerile nu fac o literatură. Dacă ar trăi astăzi Coganeceanu, cu aceeași gândire, cred că ar prefera să plece din nou din lumea de azi. Pentru că traducerile tocmai fac o literatură astăzi și concurează,
sau numai faptul, nu se pune numai faptul că sunt concurente cu producțiile românești, dar orientează literatura română contemporană, așa cum, după cum bine știți. Cu Omar Khayyam m-am întâlnit aproape din frage de pruncie, cum s-a întâlnit toți de vârsta mea, în 1968-69, când membru al Cenacului Lucian Blaga din Bacău, mai eram mici pe vremea aceea, eram în clasa 7-8-a, mergeam la Cenacul și notam tot ce auzeam de la cei mai mari. La un moment dat, unul dintre poeții băcăoani, Gheorghe Chițimuș, a venit la Cenaclu cu o traducere, dacă țin bine minte, a lui Otto Stark, cu rubaiatele lui Omar Khayyam. Apoi am citit George Popa, în traducerea lui George Popa, de la Iași, și George Dan. Cu aceste trei traduceri, pe care, evident, știam rubaiatele pe de rost, pentru că ele erau săltărețe, rimate, parfumate, un oarecare aer exotic. Cu acestea am plecat și cu alte lucruri, bineînțeles, și cu alte cărți, în Iran, la studii, în 1977. Când după, să zicem, după câteva luni, când începusem să mă inițiez la Universitatea din Teheran, să mă inițiez în tainele limbii persane, la un moment dat am fost tentat să compar, și nu eram încă, eram departe de a ști limba persană, care este o limbă îngrozitor de dificilă, să compar traducerile românești, după aceea aveam să le zic așa zisele traduceri, cu originalele, mai ales că în persană rubaiatul Khayyamian pare foarte simplu, de fapt el e și scris cu acest lucru. O să revin asupra acestui lucru. Am fost într-o primă fază mirat, iar apoi șocat, pentru că nu regăseam absolut nimic din, poate, câte un cuvânt. Deci erau versuri, la versuri, deci erau versuri, să zicem, inspirate de Omar Khayyam, de faptul că traducătorii știau că e un poet al vinului, că e un poet al lui Carpe Diem, ceva de genul acesta, iar ei făceau catrene pe seama pe seama rubaiatelor khayyamiene. Evident că aveam să mai văd după aceea Radu Cârneci. Radu Cârneci și-a permis libertăți mai mari. El, de fapt, și cu cântarea cântărilor și-a permis astfel de libertăți. Chiar Ioan Alexandru, dacă vă aduceți aminte. Și atunci, după ce acolo, în perioada studiilor, am tradus Nichita Stănescu 11 legii și 5 basme, le-am pus sub Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, le-am predat editorii, pentru că între timp a izbucnit Revoluția Islamică și realmente știu că aceste cărți au apărut, dar ele n-au mai ajuns la schimbarea de regim și cu... Dar le-am predat, am apucat să le predau editorii paraste. Venind în țară, evident, am avut mai multe, să spunem, ambiții. Prima dintre ele, în mod paradoxal, nu a fost Omar Khayyam. Omar Khayyam a venit mai târziu. Prima dintre ele a fost acest roman unic în literatura universală, Buvnița oarbă, a celui mai mare prozator iranian modern, Sadegh Hedayat,
care m-a tentat încă din perioada studiilor. Întrebând, totuși, care este cea mai dificilă carte? Care este cartea cu care ieșiți voi în lume? Întrebându-i pe colegii mei iranieni, evident că mi-au spus Buvnița Oarbă. Am cumpărat romanul, aveam cam 2 ani de persoană. Era, când am început să citesc, n-am înțeles absolut nimic. Nu era nici la nivel de... la nivel sintactic, mai ales pentru că marile probleme ale limbii persane sunt la nivelul sintaxei. Dar am zis, o să o aduc în țară și o să văd ce fac cu ea. S-au și uitat la mine oarecum condescendent. Adică m-au privit, adică ce ai tu de gând să faci cu acest roman, care este intraductibil în esență. El a fost tradus doar în engleză și germană. Până acum. Franceză, pentru că Hedoiat a trăit foarte mult în Franța. În sfârșit, am tradus apoi, acestea sunt ultimile 4, am tradus tot un volum de proză scurt al lui Hedoiat, Îngropat de viu, Zendebegur, și evident, una dintre, de fapt, cea mai mare poetă a Iranului modern, Foruk Farrokhzad, este acolo din dreapta domnului Danilov. Și o să... doamnelor, o să le placă foarte mult această prințesă a poeților persan, cum o numesc bărbații poeții în Iran. Întorcându-mă la Rubaiyat, aici concurența a fost foarte mare, pentru că literatura română sau traducătorii, există o bogată tradiție în privința acestor traduceri, încă din perioada pașoptistă, apoi prima traducere, să-i spunem, serioasă, a lui Stamatiat, și apoi au venit interbelice și mai ales contemporanii noștri despre care v-am vorbit. Da. Interesant este, în privința lui Omar Khayyam, nu ca trainer în sine, nu rubaiatele, ci destinul acestora, care este fascinant și care reprezintă un caz unic în receptarea și în traducerea unui autor străin. În primul rând, nu știm despre Omar Khayyam decât câteva lucruri. Asta vorbind istoric, știm sigur că a fost matematician, astronom, filozof, medic, așa cum era atunci, era acest sincretism al științelor, în perioada, deci vorbim de perioada 1048-1131, perioada cât a trăit poetul. Dar nu știm dacă Omar Khayyam este același cu cel care a scris celebrul tratat de algebră, ecuațiile de gradul 3, care s-a tot studiat de-a lungul istoriei științei. Nu știm, pentru că Omar Khayyam a trăit într-o perioadă extrem de tulbure din punct de vedere istoric. Este o epocă matricială aceasta, pentru că ea s-a repetat în diferite forme de-a lungul istoriei. Deci, pe de o parte, Iranul în 651 devine provincie islamică. Este expansiunea arabă din secolul al VII-lea. Iar apoi prinde și expansiunea și nenorocirile pe care le face Imperiul Selgiucizilor. Între aceste două tipuri de dictatură își desfășoară activitatea Omar Khayyam. Din acest motiv, trebuie să fim mereu circumspecți în legătură cu numele său, chiar dacă eu, de exemplu, în lucrarea mea, în Omar Khayyam și complexele mitului european, am deșifrat câteva lucruri despre sau niște trasee existențiale ale sale,
Nu știm nici până astăzi dacă vreunul dintre aceste rubaiate este scris efectiv de cel care poartă numere. Probabil că așa cum s-a mai întâmplat, mai avem probleme și cu Shakespeare și cu alți autori de genul acesta, ce să mai zic de Homer sau... Nu știm dacă ei sunt cu adevărat cei care au scris operele respective. Dar cred că nici nu are prea mare importanță lucrul acesta. Până la urmă, importante sunt textele, iar Omar Khayyam are acest avantaj, să spunem, post-mortem, că opera sa a avut un destin unic. Deci cu totul, nu știu dacă mai există, după cunoștințele mele, nu mai există un astfel de caz. Deci Omar Khayyam, care în Iran, în Persia în general, nu este atât de, cum să spun eu, de prizat, pentru că orice iranian, inclusiv cel de astăzi, gândește ca în spiritul acestor rubaiate, deci lui, lor nu le se pare un element deosebit, ar fi o poezie de factură populară în acest sens. Și atunci cei care l-au inventat, să spunem așa, au fost englezii în 1859, ce vremuri erau la noi atunci, în plină epocă victoriană, cu o mare prosperitate materială și spirituală, după cum cred că vă aduceți aminte, această epocă a fost ilustrată printr-un gest care se va dovedi ieșit din comun pentru destinul lui Omar Khayyam. Un poet englez, nu de anvergură, Fitzgerald, Edward Fitzgerald, l-a tradus pe Omar Khayyam în englez. L-a tradus, e o formă de a spune. De fapt, l-a, să spunem, l-a reinventat cam cum au făcut după aceea traducătorii noștri, când procesul atunci începe. Să nu uităm că în 1859, în istoria literaturii, în istoria culturii engleze, este un mare eveniment, apariția rubaiatelor în 1859, și la câteva luni după, două, trei luni, mi se pare, cu apariția Originii speciilor. Carte care a marcat, de fapt, întreaga istorie a umanității. Deci aceste două cărți, rubaiatele lui Omar Khayyam și Originea speciilor, au intrat în patrimoniul cultural al lumii. Cum? În primul rând, Omar Khayyam, deci este tradus în spiritul, vorbeam aseară cu domnul academician Valeriu Matei și cu prietenii de la teatru, despre cum să-i spun eu, despre inversarea rolurilor, dacă ne luăm după inversarea rolurilor în apartenență culturală și traducere. Într-o vorbă celebră, un critic portughez, Miguel Torga, spunea că universal înseamnă local, însă fără ziduri. Ce au făcut englezii? L-au preluat pe Omar Khayyam ca și cum ar aparține culturilor, dar în sens, cum am spus, orientalist, cam cum văd occidentalii Orientul, sau cum vedem chiar noi Orientul. Totdeauna Orientul pentru noi este o chestiune, cum să spun, fascinantă, exotică. Deci era nevoia de exotic, de necunoscut, de misterios, pe care o aveau europenii în față de culturile orientale în general. Pentru că lucrul acesta s-a petrecut nu numai cu cultura persană, ci și cu alte tipuri de culturi orientale. Deci Omar Khayyam a fost confiscat, ca să spun așa, în cultura engleză. A venit apoi Jean-Baptiste Nicolas, care l-a tradus în franceză, în același stil, adică cu multe lucruri inventate, pornind de la o idee, pentru că el a lucrat la ambasada
Franței în Iran și a învățat limba persană după ureche, să spun așa, deci pe cale orală și a apucat, îl punea pe iranian, pe prietenul lui să-i traducă în franceză efectiv, iar el le prelucra și le dădea o cu totul altă formă și o altă distinție în privința conținutului. Acești doi autori au făcut ca Omar Khayyam să fie într-o perioadă, până prin 1930, să fie considerat scriitor englez, respectiv scriitor francez. Deci se învăța chiar la școală. Erau niște suplimente literare pe care copiii le învățau pe de rost. Cum a fost și la noi, în mod, într-o vreme. Încât a fost nevoie de o acțiune cu adevărat detectivistică, pentru că mari oameni de cultură iranieni, în frunte cu cine crezi, chiar cu Sadegh Hedayat, deci cu cel mai mare prozator iranian modern, preocupat mai ales de mișcările preislamice, deci de perioada zoroastreană a Iranului, o perioadă extrem de complicată când o raportăm la civilizația islamului, a trebuit să urmeze o muncă de asta detectivistică, în care să se identifice care sunt cu adevărat rubaiatele lui Omar Khayyam. Evident că nimeni nu va ști vreodată cu adevărat care sunt rubaiatele sub care am putea trece numele lui Omar Khayyam. Știm doar că inventarul tuturor rubaiatelor cuprinde 1131 de rubaiate. În traducerea mea am optat pentru 805, folosind criteriile pe care le explic în prefață și care sunt mai mult, să le spun, de bun simț, pentru că în afară de unele chestiuni care țin de gândirea lui Omar Khayyam, nu se pot identifica într-adevăr rubaiate, pentru că nu există niciun text orograf. În schimb, am avut într-o zi, pentru că m-am considerat într-un fel, intrând în acest cerc al specialiștilor străini, care au avut burse de ani de zile ca să studieze în bibliotecile lumii și să meargă pe urmele eventualilor rubaiate, așa cum, dacă aș citi Samarcand, romanul lui Amin Maalouf, este o poveste întreagă acolo cu istoria manuscrisului rubaiatelor. În felul acesta am avut această idee, după care rubaiatele lui Omar Khayyam sau rubaiatele Khayyamiene nu ar aparține unei școli de gândire. Deci ar fi o formă de lirism colectiv. Deci, să ne imaginăm, Omar Khayyam era urmărit, era o perioadă foarte turbulă, se spunea, se scria sub mandat, să spun așa. Adică scriau a la manier de Omar Khayyam, de exemplu, și nu le semnau, pentru că, în general, cultura persană, mai ales literatura clasică, nu are cultul numelui. Deci, probleme de asta au și Sadi, și Hafez, și Moulavi, și mai ales Omar Khayyam, care nu are niciun text despre care putem spune că ea aparține exact. Și atunci, ele existând și nefiind revendicate de alte nume, e clar că a existat o școală de lirism colectiv sau de o formă de a perpetua acest mod de a gândi anti-islamic, pentru că trebuie să recunoaștem, este nu-i putea suporta nici pe arabi și nici pe turci în totalitate, ce-i drept. Și atunci această formă pe care am numit-o rubaiatele Khayyamiene sau ale școlii sale de gândire mi se pare mai
credibilă. Acesta este poetul. O să, dacă o să-l citiți și cu atenție, o să vedeți că sunt diferențe față de, dacă ați citit cumva traducerile anterioare, o să vedeți că sunt diferențe, pentru că m-am plasat așa ca într-un fel de, într-un sens gelator, așa, și cuvântul care, sau ideea era captată printr-un cuvânt care îmi venea, pentru că este o sinonimie extrem de bogată și atunci alegerea este mult mai dificilă. Marea greșeală pe care au făcut-o și pe care au făcut-o toți traducătorii este aceea că au încercat să redea rubaiatele în tiparul prozodic românesc, ceea ce este o catastrofă, pentru că asta te împinge să ignori chiar cuvintele, care până la urmă alcătuiesc un rubaiat, nu? Nu mai vorbesc de sintaxă și de stilul de rimă A-A-B-A, care este foarte greu de redat în limba română, adică dacă vrei să ignori. Vă doresc lectura plăcută și dacă o să mai vorbească Adi despre poeta persană, lăsând deoparte pe Hedoiat, care iată această traducere, este ediția a cincea. Deci o carte la care nu mă așteptam, în legătură cu care nu mă așteptam să aibă un asemenea succes de librărie. Mulțumesc! Și acum, haideți să mergem mai departe, să vorbim despre, așa, la întâmplare, cine vrea să spună câte ceva despre întâlnirea noastră, despre ce s-a întâmplat și ieri și astăzi, poate aici, despre traducere, despre carte. Să-mi permiteți să încep eu. Domnul Oanet, directorul muzeului. A spus bine domnul Jicu, literatura română cultă a început în fund ca una de traduceri. Avem exemple suficiente încât nu este nevoie să mai discutăm această secțiune. Chiar ieri am fost la Vaștena lui, în satul în care a trăit un scriitor din perioada aceasta a luminilor și a începutului a prepașoptismului, Constantin Stamatea. Și dacă mi-aduc aminte și țineți dumneavoastră bine să răspunoște acest lucru, și a intitulat o carte chiar așa, Compuneri originale și traduceri din autorii europeni. A apărut în 1968. Cu un an înainte de a-și încheia veleatul de acest pământ. Constantin Stamate fiind, de fapt, un scriitor care, nefiind născut în Basarabia, a trăit și activat aici. Și zicem eu un cuvânt pe care l-am ținut acolo, că este regretabil, a fost unicul scriitor moldovean, român, stabilit aici, după ocuparea Basarabiei. Ori toți cei care s-au născut aici, după aceea, cărturari români, au învățat limba rusă ca limba de comunicare, aceasta fiind limba oficială și limba științei, limba culturii. Vă închipuiți cât de mult a pierdut cultura română din Basarabia datorită acestui fapt, pentru că cealaltă parte din scriitorii născuți aici au plecat peste Prut și sunt nume cunoscute de altfel. Șalecu Rusu, cel despre care ați vorbit, cu cântarea României și cu alte opere importante. Negruție a fost aici, în timpul eperiei, și l-a cunoscut pe Pușkin aici, așa cel puțin afirmă dânsul. Stamate, de asemenea, l-a cunoscut pe Pușkin și este cel de întâi care a tradus în românește la un an, doar după apariția cărții, poemul Prizonierul la Cerchezi, cum i-a spus Stamate, Cafcaschi plenic, opera lui Pușkin. Ar fi multe exemple de dată în acest sens. Bineînțeles, în această fază nu era mare deosebire între a fi tu autorul unui text sau ai preluat un text, a convenit structurii tale sufletești interioare, ți l-ai asimilat, traducându-l, adaptându-l, l-ai publicat eventual cu numele tău. A fost o perioadă de ucenicie a
literaților români și probabil este o componentă esențială în formarea conștiinței literare și în formarea scritorilor înșiși. La noi, de asemenea, după cel de-al doilea război mondial, când era și ne-am pomenit încorporați în Imperiul de Răsărit, scritorii au trebuit să o iei de la început. Traducerea fiind pentru ei o școală, o artă. Bineînțeles că aici era privită din alte perspective. Eu am avut imprudența să public în 77 și vă dau acest amănunt nu pentru a mă face eu acum mare, nu știu ce, dar în 77 tocmai terminasem facultatea și nimerisem la Muzeul Literaturii. Proaspăt ieșit de pe băncile facultății, în 77 scriu un articol despre Cogălnicianu, întemeitorul literaturii române. Și bineînțeles, nu putem să nu mă refer și la programul acela vestit al Dacii Literare. Ați citat perfect, traducție nu fac o literatură pentru că omoară noi Duhul Național. În articolul acela omagel pe care l-am publicat la 140 de la nașterea lui Cogălnicianu, de ani la nașterea lui Cogălnicianu, s-au strecurat câteva asemenea afirmații. Am fost imediat etichetat ca naționalist, ca să pierd dreptul pe un timp de a publica în presă cu numele meu și s-a reflectat, bineînțeles, acest moment și în destinul altor scritori, Bunoară Leu Butnaru, care era șeful secției literare la Tineretul Moldovei, unde a apărut articolul, a fost dat afară din redacție. Deci v-am spus acest moment, cum era abordată traducerea și, în general, din punct de vedere al internaționalismului proletar. Deci, bineînțeles că nu mai era actuală afirmația lui Cogălnicianu și aveți dreptate când ați afirmat că astăzi, din alte perspective, din alte paradigme, privim traducerea. Atunci, la epoca respectivă, Cogălnicianu avea perfectă dreptate, dar numai la acel timp. Pentru că prea mult se înmulțiseră traducerile mese astea asimilate și nerecunoscute. În perioada noastră, aici, la Chișinău, și iarăși dumneavoastră ați anticipat un pic, pentru că procesul de fapt a fost același, pentru a supraviețui unii scritori neavând dreptul de a semna, cum a fost, să zicem, Vasile Vasilache, au trăit și au supraviețuit prin traducere. Au tradus enorm. S-a tradus enorm în Basarabia. Mulți dintre scritorii de aici, scritori talentați de altfel, îmbrățișind traducerea, arta traducerii ca o adevărată meserie. Nu mai face aici iarăși un pomelnic, o listă de nume, dar lucrurile sunt cunoscute, bine cunoscute. Îl avem aici pe Vladimir Beșleagă, un cunoscut și apreciat prozător, cu literatură autentică, originală, foarte bine pretată și cotată astăzi și peste tot în țară. Și domnia sa poate că va avea inspirație să și vorbească despre traducerile pe care le-a făcut. A tradus Noie, din Longos. A tradus Elogiul nebuniei din Erasmus. Și le-a tradus excelent, încât rezistă și astăzi aceste traduceri. Au fost reeditate. După 90 încoace, deja în grafie latină, românească. Așa se face că traducerea, arta traducerii este una care îmbogățește procesul literar autohton, deschide orizonturi spre cunoașterea altor lumi și ajută scriitorului în formarea sa, în stăpânirea mijlocelor, limbii materne, pentru că având în față un text într-o limbă străină și încercând să-l transpui în limba ta, bineînțeles că îndată îți vin variante, se deschid niște supape care îți permit să refaci, să modelezi cuvântul în limba ta, astfel ca să sune foarte bine, dacă ești talentat, bineînțeles, și să-ți permite să redai esența acelui text pe care îl traduci. Bineînțeles, nu vreau să țin prea mult atenția dumneavoastră asupra discursului meu, deci vă mulțumesc, salut prezența dumneavoastră la Chișinău, pe domnul Geo Popa îl cunosc de mulți ani foarte bine, ca un animator cultural de mare putere, de mare învergură acolo la Bacău, este directorul Centrului Cultural George Apostol, este unul dintre cei care cu colegii de la Chișinău au înființat încă prin 90-91
serie de saloane, saloanele Moldovei, care au intrat în istorie și iată că au ajuns deja la 25 ediții în acest an. Da? 26. 26 de ani. Și au stabilit o primă punte, de fapt. Evităm Bucureștiul, cu multă gălăgie și cu mult zgomot și cu mai puțină treabă. Iată că între frații de aici, Bacău, Iași, se face mai multă treabă, mai multă muncă reală și mai puțin așa, poate chiar un ios ranimat. Eu mă bucur foarte mult că ați venit, vă salut și mi-ar părea bine să fim în continuare alături. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Fără invitație! Bine! Haideți să mergem mai departe. Dar voi să mai punctez câteva lucruri, că a vorbit și domnul Renlicu de literatura veche. Mai mult decât că s-au făcut traduceri la noi tipăriturile lui Corese, că în limba română sau prima, sau traducerile în limba română făcute încă înainte de Dosoftei de Spătar Umedescu, cartea cu multe întrebări despre credința noastră, Vechiul Testament. Spre exemplu, el a fost cel mai mare traducător din alte limbi în slavonă rusească a secolul VII, trebuie să știți, 28 de cărți le-a tradus Milescu din autorii antici, sunt compilații făcute ca și manuale, Cartea Sibililor, Cartea Elogrifurilor, Vasile Logion, Crismologion și altele, 28 în total, și n-a tradus nimeni mai mult în veacul 17, practic limba literară rusească așezată atunci, abia ieșindă din slavonă, îi datorează foarte mult lui.